foarte simplu de folosit, se formează prin pornire, deci apeși butonul cu F, da? 57M sunt cele trei clopote care cheamă de fapt credincioșii la liturghie, la programul care are loc în biserică. O altă programare se face formând F80M. Este un singur clopot care bate timp de 2 minute. Sunt frumoase melodiile. Care vă place cel mai mult? Nu poți face deosebire între ele, nu poți. Dar e o plăcere să le asculti. Da, da. Dimineața la 6, la 12, seara la 6. Și cunoașteți rânduiala chiar dacă nu e clopotul la 6. Da, da. O zi binecuvântată. Cerul vă durați, pe cel promis ne-l dați, pe Fiul Tatălui de sus, pe-a nostru Domn Iisus. Pe Fiul Tatălui de sus, pe-a nostru Domn Iisus. Aceste clopote electronice marchează, în afară de ceea ce iar noi eram obișnuiți să anunțe o veste sau un moment din zi, ele sunt o odă, o adevărat imn de slavă Creatorului aduse. Pentru că în aceste momente când auzim aceste clopote și în care se transmit aceste armonioase fragmente melodice, fiecare ne gândim la Creator, ne gândim la Dumnezeu, pentru că aparținem acestui univers și că noi suntem trimiși cu o anumită destinație, ori aceste sunete minunate nu sunt altceva decât noi, cei muritori, putem să aducem lui Dumnezeu slavă, un imn de glorie și de mulțumire pentru ceea ce a făcut pentru noi. Ritmurile melodiei care sunt redate prin sunetele clopotelor nu neapărat au legătură cu ritmuri consacrate, ci mai degrabă provin din credință, din sentiment, din puritatea simțirii. Ceea ce e inexprimabil întotdeauna în cuvinte e credința, e trăirea, e emoția. De aceea nu putem spune că vom generaliza ca sunet ritmurile clopotelor. Dimpotrivă, ritmurile sunt date de simțire. A fost grea trecerea de la funia, cunoscută de toată lumea, la dita mai tehnologia? E mult mai ușor. Nu trebuie să urc în podul bisericii, stau numai aici, de aici îl pornesc, de la stație. Dacă la un clopot clasic nu era complicat, într-adevăr, urci până în pod și iei funia de un capăt și tragi clopotele. Aici e mai mare bătaie de cap? E mai ușor. A reținut deja F57M, și asta, întâi sigur, merge 2 minute, se oprește, îl pornesc din nou. În timp ce cantorii cântă, prima melodie, cântarea când începe slujba, eu de 3 ori să meargă clopot în timpul ăsta. Și 3 stihuri. Alt cod, care musai să-l memorați? F83M, când se trage de ieșire. Și asta se trage și la morți. F83M. Foarte venită pentru faptul că, în primul și în primul rând,
era foarte necesar instalarea acestui aparat, din motivul că clopotul care se află sus în turnul bisericii este foarte vechi și probabil că are și unele defecțiuni. Când spun acest lucru, mă refer la faptul că sunetul este foarte, foarte redus. Chiar la chematul la chemarea credinciosului la programul liturgic, deci efectiv nu se aude, sau când avem decese, aveam decese la fel, deci nu știam localnicii că există. Deci, funcționalitatea clopotului vechi lăsa de dorit, să zicem așa. Da, deci funcționalitatea, din acest motiv am ținut foarte, foarte mult. A fost unul dintre visele mele să reușesc să realizez acest lucru. Aveați probleme și la capitolul clopotar, să zicem așa? Problemele la nivel de clopotar nu prea erau, dar totuși s-a mai întâmplat când el avea probleme în familie, n-a putut să vină, am fost eu nevoit să urc la funia clopotului și din acest motiv. Fiecare familie care avea decesul, până la urmă trebuia să contribuie la persoana care trăgea clopotul cu o sumă modestă, o sumă mică, dar acum acești bani pot să spun că deja vin în capătul destinației parohiei, da.